Aproape toate administrațiile locale din județ au votat deja bugetul pe anul acesta. La Simerea însă proiectul nu a fost înaintat deocamdată în Consiliul Local spre dezbatere. Consilierul local Emil Râșteiu spune că, deși a trecut mai bine de o săptămână de când ar fi trebuit să fie votat bugetul local al urbei, acest lucru nu s-a întâmplat încă. Și consilier local, încă nu știm ce se întâmplă cu bugetul. Nu este pus în dezbatere, cu toate că a trecut deja o săptămână, mai mult de o săptămână când termenul de în care trebuia să aprobăm bugetul local, deocamdată nu s-a venit cu nicio propunere, nu știm ce va cuprinde bugetul, nu știm ce propuneri sunt pentru investiții sau pentru funcționalitatea orașului în următoarea perioadă. Cred că aici ar fi bine să-l invitați pe domnul Bedea, să-l întrebați ce se întâmplă cu bugetul, pentru că noi nu știm. Sperăm să fie incluse în buget, așa cum am solicitat și anul trecut, premierea copiilor performeri, copiilor care au rezultate bune la Olimpiade, la nivel de județ. S-a întâmplat anul trecut, așa am forțat un pic bugetul ca să facem lucrul ăsta. Sperăm să fie anul ăsta, fără să mai fie nevoie de amendament, să fie deja incluși bani în buget pentru a premia pe copiii care sunt puși în valoare de dascălii lor. Dacă vedem că ceva nu este în regulă, vom face amendament. Avem dreptul ăsta de a face amendamente, numai să avem la ce, că deocamdată nu prea avem la ce să facem amendamente. Nu știm despre ce vom discuta la bugetul orașului Simerea în 2024. Emil Râșteiu a mai declarat în cadrul emisiunii Hunedoara în direct că își dorește ca și proiectele demarate în Simerie să fie finalizate, dar pentru ca acest lucru să se întâmple este necesară alocarea de fonduri pentru respectivele investiții.